Așteptăm să... să ne strângem un pic mai mult sau aș putea chiar să, să încep live-ul. Aceasta e căsuța din poveste. Nu e cine știe ce. E o căsuță mititică. Dar lor le ajunge. O să încerc să nu-i filmez. Este un pic mai departe. Au început să facă și curățenie în curte. Au. Nu, nu vă speriați. Asta este cămăruța în care stau. Uite, a pus ceva la foc. Nu știu ce. Cred că face ciorbă. Aici stau. În cămăruța asta. Aveți în, în descriere pentru toți cei care vreți da, Chris, 37 și 38 și băieții și fetele. Deci doi băieți, 1.37, 1.38, două fete, una 37, una 38. Este în descrierea live-ului, este un, am scris acolo. Camera asta o să o facem noi. Aici nu, chiar nu avem, adică, nu știu, nu mai zic că mă ceartă Chris. Așa. Astea sunt lemnele care le mai au acum, dar mâine suntem siguri că vor veni celelalte lemne și vom filma din nou. În față este tencuit. Mai avem spatele și camera aceea în care am intrat mai devreme, de tencuit. Geamul ăsta o să vină cineva mâine și o să ia comandă să-l schimbăm. Aici o să trească să mai tencuim spatele ăsta. Cam asta e căsuța. Geamul ăsta o să trească să-l schimbăm și pe ăsta că trebuie să-l schimbăm când să facem camera. Despre asta e vorba. Cine vrea să-i ajute orice poate. Orice poate. Hăinuțe, ghiozdane, că mai sunt și, mai e și la anul de mers la școală. Orice e binevenit. O să-ți trimit la Nela, Chris, că nu știu nici eu, chiar nu o să văd. Nu sunt aici lângă mine. Și nu sunt copii lângă mine și nu. Nici n-aș vrea să-i chem să-i filmez, că nu e bine. Asta e căsuța. Cam despre asta e vorba. Cine vrea să-i ajute, v-am spus, este un link în descriere. Aveți acolo și mărimea la picioare în descriere și dacă pot să le editez, o să mai scriu și mărimea la haine, la hăinuțe, cât poartă fiecare. No. Cam despre asta e vorba. Live-ul o să rămână ca informație pentru toată lumea. Și cam atât am avut eu. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc din inimă, în numele copiilor, în primul rând, pentru că mi-ați demonstrat că se poate, chiar se poate. Mulțumesc mult. Live-ul rămâne, să știți. Mi-a adus și banii. Nu mă secundă să mă să iau banii. Dăm și banii.
Sunt la casă, trebuie să... Spuneți. Haideți că eu trebuie să închid, hai, da, îmi pare rău. Hai. Rămâne live-ul, ne auzim după. Hai că nu pot decola. Plătești tu, nu? Vreau un lei de ăla de... Nu, 536. Poate 550. Dar am zis că închid, suntem tot live. Ca să iau și bunul, ca să nu, să nu ne certăm. Da. Nu știu acum, momentan lasă-mă să termin cu oamenii ăștia și... Ce mă întreb pe mine, Livu știe că el are drujbe. Livu știe că el bagă la drujbe, de acolo trebuie să fie prin zona aia. Lasă-l la mine, Livu. Vreți să vă uitați pe... Nu. Pe... Nu. Livu, lasă-l aici, du-te și ajută-te pe, pe Gigi. Ia stai în așa, nu să-mi spun. Da. Nu-mi pasă, mori eu. Hai să vedem tocmai, am atunci. Ia uși. Păi du-te și ia-l de acolo. Nu știu ce să vă mai spun. Mai suntem live? Mă mai aud? Să-mi scrie și mie cineva dacă mă mai aud. Așa. Super, super dacă mă mai aud. V-am zis, o să încercăm să să mergem și la primărie, să vedem ce putem face și cu să știți că am dat peste un primar super ok, chiar nu mă așteptam, nu prea ne-am cunoscut acum, până acum, pentru că n-am avut nevoie, dar l-am sunat astăzi de dimineață, mi-a vorbit super ok, chiar nu mă așteptam și s-au dus să mai ia ceva, Și o să încercăm să vorbim și cu el, poate are și el o cunoștință, poate nu intră aici, intră acolo sigur. Da, o să vedem cum o să punem, că suntem patru și mașina e mică, să vedem cum o să punem geamul. Mai fumez o țigare cu voi, dai să vină ei. Mai fumez o țigare cu voi, după care o să închid, că o să vină și ei să punem geamul în mașină. Și mâine o să facem un live despre construcții. Ce să vă zic, vă mulțumesc tuturor și pentru prezență și pentru și tuturor celor care ați contribuit chiar și cu un gând bun. Este enorm, enorm ce facem pentru copiii ăștia, chiar nu s-au așteptat nici ei, nu m-am așteptat nici eu. Încă o dată vă spun, e super. E super. Da. Suntem la Severin aici, pentru cine vrea să știe. Acolo avem Carrefour-ul, aici avem Brico Depot, am găsit aici ceva mai ieftin, dar la aceeași calitate decât la Dedeman. Dedemanul mi s-a părut foarte scump. Salut, Rupu, salut! Ce să vă spun? Eu închid și live-ul va rămâne pentru toată lumea. Și m-am spus, aveți în descriere două linkuri pentru cine vrea să ajute material, pentru cine vrea să ajute cu
o hăinuță cu, ce știu eu, cu pachete neperisabile, produse neperisabile, copiii primesc orice. Cea mai mare are 18 ani, Lori. Este fata de 14 ani și după aia vin doi copii, unul de, de aproape 13 și unul de 11 și aproape 12. Bun, am închis, am închis și ne auzim după. Update la update-uri. Am luat polistirenul. Am luat plasă. Șuruburi. Blana e gata. Mai sunt două blâne astea, două de prin sus aici. Sunt și băieții aici, dar nu vi-i arăt, că nu merită. Ba da, chiar merită, sunt băieți buni. O nevestele geloase. Mai sunt doar blânile astea două, aici e gata. Pe nevastă ta nu arăți că lucrai la pot cu băieții. Da, 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 da. Da. Deci Daniele, spus eu ție. Vede așa. Mă, dă, e supărată? Copiii sunt în casă. Am umblat un pic și la acoperiș. În spate. Aici trebuie să facem repede acum. Să mai așezăm un pic. Aici l-am făcut sus. Nu era pusă țigla, aici am pus-o. Cam asta e. Mâine punem și pluta. Mulțumim frumos tuturor! Gata. Și aici la Mădălina venim cu finisarea cu Tinciu. Mulțumim pentru tot ce ne-ați trimis și pachete și bani și alea. Arată și aici moșe. Aici băiatul, mâine urmăm să dăm cu lavabila. Să intre copiii, să doarmă în cameră nouă, cu lavabilă, cu tot. Mașina 3 făcută. Vă mulțumim din suflet pentru ajutor.